Stimați domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor deputați. În repetate rânduri, ministrul care gestionează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a respins categoric orice discuție despre o renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, pe motiv că acest lucru ar compromite șansele României de a absorbi banii disponibili prin acest mecanism. Este adevărat că domnul Vâlceanu a făcut o distinție utilă între termenii de renegociere și de rediscutare a unor aspecte din acest plan. Este o observație bună pe care trebuie să o luăm cu toții în considerare. În același timp, observăm că multe dintre premisele care au stat la baza PNRR s-au modificat dramatic față de momentul negocierii și adoptării acestui document. În primul rând, ca efect al unei creșteri economice de anul trecut, în mare parte determinată de inflație, România a pierdut 1,5 miliarde de euro din cele 29,2 alocate inițial. Este o constatare confirmată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Deci va trebui rediscutat cu oficialii europeni cum vor fi redistribuite resursele financiare în interiorul PNRR pentru a ne încadra în acest buget de 27,7 miliarde euro. Știți bine că această sumă de 1,5 miliarde s-a diminuat din granturi, adică din banii nerambursabili puși la dispoziție de Comisia Europeană. Deci o rediscutare în mod cert va fi. Problema pe care Partidul Social Democrat o pune în discuție se referă la acel prag de 9,4% din PIB negociat pentru plata pensiilor din România. Nu mai intru în detalii despre cum a fost scris acest capitol, în care au fost folosiți termeni inexistenți în legislația românească și au fost omise unele categorii mari de pensionari. Ideea pe care o ridic aici este că datele problemei s-au schimbat radical în urma războiului din Ucraina. Prețurile la energie, carburant și alimente au crescut mult. Puterea de cumpărare se deteriorează sever în fiecare zi, iar printre cele mai afectate categorii sociale sunt chiar pensionarii cu pensii mici. De asemenea, presiunea pe bugetul de stat este din ce în ce mai mare, iar creșterea economică și a PIB, ce ar permite o majorare pensiilor în limita acelui prag de 9,4%, va fi cu certitudine cu mult sub rata inflației. Gândiți-vă că cea mai mare parte a pensionarilor din România nu își permit să plătească facturi de mii de lei la energie și la încălzire, oricât de mult ar strânge cureaua. Deci, am o mare rugăminte adresată domnului ministru Dan Vâlceanu, domnului președinte Florin Cîțu și celorlalți colegi liberali. Înainte de a respinge ideea unei rediscutări a PNRR pe acest punct al procentului pensiilor din PIB, vă rog să vă gândiți la cei pensionari care pur și simplu nu vor avea nicio ieșire, nicio șansă de supraviețuire dacă pensiile vor fi înghețate din cauza acestei condiționalități total aberante care a fost introdusă în PNRR. Asta nu se poate numi reformă. Stimați colegi, avem deci datoria de a lucra în echipă pentru a folosi toate canalele de dialog, astfel încât să-i convingem pe oficialii europeni de realitățile din România. Să nu uităm că, în fond, acești pensionari aflați la limita sărăciei severe, pe lângă faptul că sunt cetățeni români, sunt și cetățeni europeni. Vă mulțumesc, deputat Dan Constantin Șlincu Botoșani.